Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Îmbătrânește frumos. Până la bătrânețea voastră, eu vă voi sprijini. Isaia, capitolul 46, versetul 4. Doctorul Marian Diamond, cercetător pe probleme de îmbătrânire, a descoperit că provocările induse în mod deliberat sunt necesare pentru a ne păstra creierele sănătoase și funcționale. În cadrul unui experiment de laborator, unui grup de șobolani i s-a dat hrană, în timp ce unui alt grup i s-au pus obstacole în fața mâncării. Șobolanii care trebuiau să treacă de obstacole au devenit mai pricepuți la rezolvarea problemelor decât șobolanii ce stăteau confortabil. Cu cât șobolanii se confruntau cu mai puține probleme, cu atât mai rapid creierul lor s-a aflat pe panta descendentă. S-a descoperit de asemenea că dacă am pune la oaltă 12 șobolani într-o cușcă și le-am dat sarcini, creierele lor s-ar dezvolta mai bine decât dacă ar trebui să se confrunte cu aceleași obstacole în izolare. Când cercetătorii au condus același experiment pe șobolani de 600 de zile sau mai bătrâni, echivalentul la 60 de ani la om, rezultatele au fost aceleași. Șobolanii au ajuns chiar să trăiască până la 800 de zile. Atunci cercetătorii s-au hotărât să le arate dragoste. Rozătoarele au primit aceleași sarcini ca mai înainte, dar după aceea cercetătorii îi luau repede, îi țineau în brațe, îi mângâiau și le vorbeau duios. Ele spuneau ce șobolan drăguț ești sau alte asemenea cuvinte pe care le poți spune unui șobolan. Ei bine, respectivele viețuitoare au făcut mai mult decât să doboare recordul de 800 de zile. La 904 zile, nu numai că mai erau în viață, ci continuau să se dezvolte. De fapt, i-au dezvoltat o mai mare rezistență mentală în condiții grele, deoarece făceau parte dintr-o comunitate, în timp ce izolarea a făcut ca puterea creierului lor să se diminueze. Adevărul fundamental este acesta. Pentru a îmbătrâni frumos, ai nevoie de o provocare din partea lui Dumnezeu, de dragoste și de relații bune.